Fundație la Gavrilescu. La unele dintre ele am primit și răspunsuri. Și a venit momentul în care să vă prezint parte din aceste răspunsuri, în egală măsură și cu alte date pe care eu le-am cules cu privire la situația de mediu din Prahova. Așa cum știți, i-am cerut doamnei ministru să sprijine Ploieștiul pentru achiziționarea unei stații de monitorizare a calității aerului. Gândindu-mă că în felul acesta există o alternativă în măsurarea calității aerului și am putea să avem, să zicem, niște cifre care, verificându-se unele pe celelalte, se vor apropia de realitate. Am primit și răspunsul de la doamna ministru, care sună cam așa. Începe angajant și spune prin programul de guvernare al actualului executiv, aprobat de Parlament, odată cu votul de investire al Guvernului la 4 ianuarie 2017, precum și alte documente strategice relevante, una din principiile coordonatoare, una dintre principiile, să știți că așa e scris, nu? Eu citesc, ale politicii de mediu este reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului. Important. Finalul este apoteotic. Având în vedere hotărârea Guvernului numărul 146 din 2017 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru Mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, nu au fost alocate fonduri categoriei de programe reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calității aerului. Documentându-mă, aflu că, așa cam, de când este doamna ministru, deci nu numai în mandatul acesta, nu prea au fost alocate fonduri la acest capitol bugetar. Și atunci, săptămâna viitoare, pentru că eu știu că PSD-ul și cu ALDE sunt extrem de vigilenți în ceea ce privește respectarea programului de guvernare, am văzut că au dat jos un guvern întreg, pentru că nu a respectat programul, anumite puncte din programul de guvernare. În acest context, săptămâna viitoare am să-l întreb pe domnul prim-ministru Tudose dacă continuă să o mențină pe doamna ministru Grațiela Gavrilescu în guvern, în condițiile în care recunoaște ca prioritate a programului de guvernare și îmi răspunde în acest sens la calitatea aerului, îmi răspunde în acest sens la interpelarea pe care eu am adresat-o, dar în același timp îmi spune că nu a considerat necesar să finanțeze acest capitol bugetar. Și deci, dacă nu se respectă programul de guvernare, domnul Tudose și respectiv coaliția de guvernare o mai ține în funcția de ministru.